emisiune răcorită de Ursus Cooler. Nicoleta, unde ai dispărut? Ai ratat ceva nemaipomenit. Observați ce frumusețe. Unde m-ai adus, Irina? Ați nominalizat. Ați votat. Ați intrat pe www.destinațiaanului.ro și, prin urmare, s-au strâns peste 21.000 de nominalizări din peste 150 de destinații. Din acestea, doar 3 sunt destinațiile finaliste la categoria City Break. Felicitări! Hai să le vedem! Ați ales aceste 3 destinații. Prin urmare, hai să mergem să le explorăm, să le căutăm îndeaproape, să descoperim amănunte pentru a vedea ce are țara noastră mai frumos. Sunt Gianina Corondan și cred în România. De aceea zic, haide să alegem cea mai frumoasă destinație din țară. Pe marginea drumului am ghioz, dar în spate și vreau să văd de toate. Hai, hai, hui, pe marginea drumului n-am mai fost așa liber, mă simt aventurier. Adică Brașov. Suntem în cel mai cunoscut loc din Brașov și dacă n-ai fost aici, știi de Biserica Neagră. E practic simbolul orașului. Ceea ce vedem în spate sunt atât urme ale vieții din vremea catolică, dar și practic după ce biserica a ars. Când a ars? În momentul în care a venit administrația austriacă, au fost niște mici contre, fără să putem spune că sunt dovezi clare, dar așa se presupune că a fost pus incendiu. Cert e că ars întregul oraș, inclusiv Biserica Neagră. Ah, de atunci da. Îi spune Neagră? Da. Da. De acolo și are și denumirea de Neagră, de la incendiere, practic. Este zona cea mai cunoscută a orașului, dar mi-ar plăcea să vă arăt și altceva. Haideți să mergem să vedem și un loc nou apărut. Vreau să mergem. Dacă e nou, noi trebuie să știm primii. Și mergem de-a lungul unui pârâu. Este pârâul care coboară din schei, care trece prin spatele curților, sașilor din Brașov. Aha, și, spate, da. Văd zidurile aici. Suntem în spatele zidurilor, practic. Locuințele propriu-zise erau spre interiorul cetății. Da. Aici este o ieșire secundară. De-aia o să vedem și puține porți altfel. Deci oamenii se pot plimba, văd istorie aici, pe de altă parte un deal. Da, un deal unde există amenajat o zonă de promenadă. Este amenajată încă din vremea regalității. Și au fost organizate mai multe alei prin zone umbrite și la soare, băncuțe. Există fotografii foarte frumoase cu oameni care se plimbau pe acolo. Asta e una din aleile de promenadă, se numea Promenada după ziduri. A existat o altă promenadă și care și acum e o zonă frumoasă de plimbat sub tâmpa, la fel cu alei, la fel cu zone umbrite. Da, o știu. Dar locuri cu istorie bogată sunt din plin, adică aici era o cetate. Da, a fost oraș-cetate, practic. Oraș-cetate. De fapt, un oraș înconjurat de ziduri. E asta era un zid care zid care apăra cetatea, da. Înconjura cetatea Brașovului, cu undeva de la 1400 au început să le construiască zidurile. A durat, vă dați seama, mult. Nu ca circa noi. 100 de astăzi ani. Facem, ca asta da. Ați văzut, în două săptămâni. Practic, în jurul
Zidurile au fost incluse într-un sistem de apărare. La colțuri erau construite bastioane care aveau curți interioare pentru a avea spațiu de antrenament. Zidul din spatele nostru, practic, este tot un bastion, puțin atipic, dar este bastionul Graft. Și acesta face legătura cu un turn exterior, acum numit turnul alb. Așa, care duce încolo. Da, și era unul din punctele de supraveghere, pentru că o cetate închisă este mai periculoasă decât o așezare deschisă. Aveau nevoie să fie avertizați în caz de orice pericol și în special în caz de atacuri și de incendii. Cine ataca la vremea aia? Vorbim de Evul Mediu, vorbim de perioada în care luptele erau frecvente cu turci, cu... în special cu turci. Populații. Special, dar asta. Unde se întâlneau să-și vândă, să-și ia găina, dă-mi brânza? Piața orașului, târgul orașului. Târgul. Practic era organizat periodic chiar în Piața Sfatului. Acolo, în Piața Sfatului, da, unde da, se organizează marile evenimente, târguri, da, și astăzi. Practic e o continuare. Bună ziua! Bună ziua! Vă servesc cu ceva? Da, un sifon. Vreau să... Îmi pare bine, Gianina. Andrada, îmi pare bine. Aici da, ca pe vremuri. Ca pe vremuri, da. Este Muzeul Amintirilor din Comunism aici. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Hai, noroc cu sifonul. Și când a fost deschis? La 1 aprilie. Suntem deschiși cam de o lună și jumătate. 1 aprilie 2022. Nu da, e păcăleală. Nu e păcăleală. Dar stai puțin că, uite, acolo sunt băuturile de pe vremea, acolo almanahuri, acolo mileul de pe masă. Da, am încercat să reproducem așa un pic din atmosfera vremurilor și aici este zona de cafenea, unde poți veni liniștit să bei un nechezol, să mănânci o savarină. Și cu sifon, bineînțeles. Și cu sifon, da, da, da. Mulțumesc, Lucica, da, m-ai împins în lumea amintirilor. Te-am pupat, spor la... Plimbare săpat, plăcută, săpat. Mulțumesc. Deci în Brașov, Muzeul Amintirilor din Comun. Da. Andrada, te rog să mă duci, să mă lași. Da. Asta este pentru a-și aminti cei care au trăit vremurile, dar și pentru cei foarte tineri care n-au prins. Da, uite, da, așa da, erau lucrurile. Asta ce? Este un submarin. Poftim? Este un submarin. Da, pe vremuri noi toți circulam cu submarinele. Da, este o poveste, chiar are povestea lui acest submarin și... Invers, citiți-o voi. Da, cine l-a construit a vrut să plece din țară, ca mulți alții. Dar până la urmă n-a mai fost folosit și a fost lăsat într-un beci. Și aici este aici un birou. Aici este camera copiilor. Ah! Sunt multe, multe jucării din perioada aceea. Și aici se poate recrea renumita poză din clasa 1, în care așa să te simți din nou copil. Fetele cu bentiță, da, băieții tunși scurt. Andrada, de la atâtea povești, să știi când s-a făcut foame. Hai în bucătărie, mâine. Da, putem să gătim ceva. Ne preparăm ceva, da, nu? Uite. Să ne uităm un pic și în sertare și în dulapuri. Și în frigider. Și în frigider, da, ia, mai ales în frigider. Oare ce aveau românii în frigider? Parizer. Sper că e de la usturoi. Da, da, da. Poftiți, poftiți, luați. Hai, pentru toată echipa avem parizer. Acum e momentul. 0. Să vedem cât e ceasul. 5 și 8. La semnalul următor va fi ora. Tu știi ora? Am întârziat? Haideți mai departe. Oh! Aici ce este chiar? Muzeul este de fapt sub egida unei întreprinderi sociale. Că și noi avem o misiune socială de a ajuta copiii din zonele vulnerabile. Deci și noi cumva... ajutăm cumpărând, da, un hanorac? Da, da, da. Cumpărând, un tricou? Noi îi putem ajuta pe copiii din zonele vulnerabile să aibă parte și de o altă, o viață mai frumoasă. O altă perspectivă. Da, o altă perspectivă a vieții. Andrada, așa de încheiere, o cafeluță. Da. Un nechezol bun. Nu. Ce e nechezolul? Zine și celor tineri. Da, nechezolul este înlocuitorul cafelei și el, pentru că pe vremuri nu prea se găsea cafea, se găsea o combinație de cereale și era din orz sau ovăz. Depinde. Și am auzit că și cicoare. Ce i-ați făcut? Ce i-ați făcut? Asta am făcut și eu. M-a certat tata când am mâzgălit, i-am făcut mustăți. M-a certat, am rupt foaia aia să nu vadă nimeni că e pericol. Păi,
mi-am da, talentul la desen. Mi se părea că aduc în bunătăți. O, fini, mă, tu n-ai minte deloc. Tu mă faci, ba să râd, ba să plâng. Eu, îi joacă. O, fini, mă, tu n-ai minte deloc. La, 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 la. Câștigătoare, Luminița Dobrescu. 1, 2, 3. Mutați pe Prima TV. Acum o să mă întâlnesc cu Nicoleta. Ea va fi în mov și verde. Eu i-am zis că voi fi în salopeta creată de Ruxandra și că voi avea un coșuleț în mână pentru picnic. Că vom face picnic, așa înțelegi. Mov cu verde! Salut! Mov cu verde! Gianina! Bine, bună, Nicoleta! Ați văzut ce punere în scenă? Gata, hai! Băi, după cum îți spuneam, nu poți să fii la Brașov fără să faci o drumeție. Și pentru asta eu aș vrea să te întâlnești cu cineva care cunoaște rezervația cineva naturală care cunoaște pe altcineva și... mai bine decât o știu eu. El este Viorel. Gianina! Sunt bun pantofi, adică... Important e să fim echipați ok. E bine, da? Da. Gata, s-a dat verdictul, putem pleca? În cât timp străbați pe jos distanța asta? De jos, că tot pe tot. Traseul de sub noi facem în jur de 40 de minute. Unde facem picnicul? Unde facem picnicul? Aici? Cu sigur. Unde facem? Nu, aici. Cred că suntem deja așezați. Vă rog să vă priviți. Ia uite ce echipat e Mihai, vezi? Sunt trasee ușoare, trasee pe care le poate aborda orice persoană, orice om. Da. Nu trebuiesc echipamente profesioniste. Sofisticate. Trebuie să avem grijă, atât. Atât. Mai ales când plouă, când e terenul alunecos. Dar acum e uscat, e soare, e frumos. Practic, ce ne dorim noi este ca Tâmpa, împreună cu toate pădurile periurbane ale Brașovului, să devină un mare parc natural. Se va numi Parcul Natural Brașovia. Sunt tot felul de pași birocratici care trebuie parcurși până când ajungem acolo, dar asta va fi un parc natural ca în Germania, unde practic va fi foarte puțin invaziv, dar vor fi amenajate alei, locuri în care se poate să iei picnicul sau locuri de belvedere, multă educație legată de animale, de floră și de faună de aici, pentru că știu că ai fost mai devreme și ai văzut frumusețile istorice ale Brașovului. Da, da, ei da. Bine, muntele e cea mai istorică frumusețe a orașului Lucica, nostru. Da? Așa este. Și așa că trebuie pusă în valoare inteligent. Și pe Piața Sfatului. Exact, exact, exact. Și un teren de sport. Cartierul Schei, unde sunt tradițiile frumoase ale șchenilor Brașovului, unde acum câteva zile au defilat călare îmbrăcați frumos în costume populare, junii Brașovului, exact. Ah, și știi ce am văzut acolo? O clătită brașoveană. Da? Sunt troițe pe fiecare culme, sunt troițe unde junii se întâlnesc și fac sărbători. Mese câmpenești, muzică populară, foarte frumos. Avem cu sigur ce și noi da. Aici. Sigur. Mai stăm un pic, că e prea plăcut. Aici? Ne mai uităm un pic în jos. Adevărul e că Brașovul e o destinație de o săptămână. Nu de city break, zi, nu ți ajunge. Da, și city break îți dă așa un flavor, că să revii. Că să revii și să stai o săptămână, exact. Turiștii sunt și oamenii, sunt informați. Că ne aflăm, de exemplu, în momentul de față, ne aflăm pe un traseu turistic bine marcat, delimitat. Îngrijit. Trebuia să facem și o drumeție, nu numai așa cu telefericul.
ta 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 ta. Brașoveanca, exact. Nu e idee deloc rea, mai ales că e ora la care se iese de la serviciu. Exact. Și noi obișnuim adeseori să luăm păturica și să mergem la un picnic. Păi asta ți-am propus și eu. Job. Un picnic, am mâncat noi bine aici, undeva la Poiana Brașov. Și am scos din coșul de picnic, uite și tu că te-am bunatați. Ceva dulce. Desert. Special n-am luat desert la restaurant. Uite, deja e pregătit, dar nu o să mâncăm noi tot, că se sperie lumea. Să dăm niște telefoane. Dăm niște telefoane și dar să eu nu prea știu pasul la brașoveancă. Nici eu, dar se învață ușor. Se învață ușor. Ia să gustăm. Ia uite-le. Zmeură, fructe de pădure și aici. Unde mergem acum? Păi acum că ne-am luat niște energie, vrei să te dai cu tiroliana peste lac? Aș vrea, dar numai în tandem. Vreau să fiu brașoveancă până la capăt. Oh. Okay. Ce să dau? Da. Și aici mi-a pus sunetul. Tantani. Zăborseta, trebuie să o dau jos. Bun, sunetul. Atunci, cum o să auzi urletul meu? Întoarce la spate. Întoarce la spate. Ah, ok. Așa. Și, okay? Pun, și o să pun hamul pe sub borset. Bun, perfect. Ok, haide te rog la mine. Și pui aici piciorul drept, perfect. Aici, uite-mă ce, deja mă mișc foarte bine. Așa, acum să ridicăm centura deasupra taliei. Așa. Așa, bun. Și te rog să ții de aici aproape de piept. Da. Mulțumesc. Victor. Ia să vedem. Perfect ne explici, perfect. Așa ceva aș vrea să se poarte în viitor. Da, eu așa cred că o să fie costumul viitorului. Pac, din copac în copac. Asta? Este bun, peste acum clătite, mămăligă și camera de instructaj ne așteaptă. Sov, o asigurare la Victor, o asigurare la Vlad. Ambele la tine. A, sunt în siguranță. Vlad, când a luat ființă parcul ăsta? În 2008. Și eu știu că toată lumea vine la Brașov să se aventureze. Avem 16 trasee cu dificultăți progresive. Ne adresăm copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani cu un echipament special. 4 și 7 ani? Deci da. Chiar de la 2 ani avem un traseu mic pentru de la 2 ani la 4 ani. Iar de la 8 ani până la plus 99. Serios? Da. Care a fost cel mai în vârstă? 70. Da? Aveți clienți care vin frecvent? Da. Da. Ia, ne negru. Cine ne cheamă? Hai să... Da, la Tiroliana ne cheamă. Da. Păi să ne încumetăm. Haideți să mergem la Tiroliana peste lac. Bungee, uac, uac. Bungee, nu acum. Acolo avem un punct intermediar. Păi unde și mă duc să în sus? Exact. Pas cu Tiroliana? A, merg așa pe jos. Ca să ajungem la startul Tirolienei. Am crezut că mă ia cineva un lift de aici. Bun, să nu pleci fără mine, bine? Mă aștept. Te aștept. La fel, mâinile pe rulă, stai, uite așa, cât mai compactate, capul compactate pe umărul drept, da, cât mai compacte, da. Așa, și acum ridici picioarele și o să încep salutul. 2, 3 și... Ce eleganță! Ai ratat ceva nemaipomenit. Eu știu că am mai fost. Ai mai fost? Da. Și m-ai lăsat așa să nu-mi explici de nimic, să nu... Nicoleta trebuia să fie dublura mea. Nu trebuia să sari în locul meu. Păi facem schimb de hamuri. Să vă spun drept, mi s-a cam uscat gâtlejul. Da. Mi-au transpirat mâinile. Data viitoare tu te dai. Promit. Și uite acum ne răcorim. Hai, noroc! Hai pentru următoarea tiroliană și pentru aventură! Da, eu intrăm te aici invit aici să gătești ceva bun împreună cu șeful. Aia mă trimis pe mine în focul luptei? Da.
să te bucuri de o experiență culinară autentică. Mulțumesc! Mulțumesc și eu mult. Ai fost un ghid nemaipomenit, mai ales când m-ai aruncat în aventură. Mulțumesc! Succes și eu. Bun venit la Brașov iar! Și am intrat în un celebru restaurant și am dat de Evelina și de Dorian. M-au luat în primire și mi-au zis că o să am senzații noi. aici. Ce oare? Ce se întâmplă aici? Și bine ați venit, ne bucurăm foarte mult. Păi, însăși locația, interiorul, vă spune asta că este o locație aparte. Este un local întâlnirii al oaspeților de pretutindeni și al producătorilor locali. Și Dorian a vrut să ne spună ceva anume. Da, Evelina tot timpul e îmbrăcată frumos, nu numai când veniți dumneavoastră, să știți asta. Bine, o să ținem cont să ne îmbrăcăm și noi, dar ne îmbrăcăm de la designer român, să știți. Așa. Breasla este, practic, un conglomerat foarte bine unit de prieteni și de oameni care lucrează în special în zona gastronomiei. Chiar colaborăm sau creăm proiecte pentru comunitate. Și vă susțineți. Din punctul ăsta de vedere. Da, uite, avem chiar un proiect împreună, nu? Am că voiam să vă întreb. Păi, folosim înghețata lui pentru alivanca noastră. Zi așa, deci cu înghețata. Și nu doar, și cu ciocolată. Ciocolată și cu foarte ciocolata. Bună. Și tu ai gustat alivanca asta? Da. Zine, acrișoare, dulcișoară. Păi, este un amestec de gusturi, mai ales că poate fi interpretat în foarte multe feluri. Trebuie să mă așez la masă să comand una sau cum se face? Ne mai gândim? Hai să... Ne închipuim, o facem împreună. Arată ca un tort, Evelina. Explică-ne, că nu știu. Asta e alivanca? Asta este alivanca și o să rog pe Irma, colega noastră, să vă spună, pentru că este și autoarea și mi se pare că e cel mai bun prezentator al ei. Cum este făcută? Zici că e tort. Este ca un tort, da. Este foarte gustos și preparăm cu drag pentru clienții noștri, alivanca moldovenească. Ce-ați pus înăuntru? Punem laptele la fiert și folosim mălai boromir. Să amestecă bine, să nu se formeze cocoloașe, este ca o mămăligă. Așa, se hidratează, da, bine. Se hidratează și apoi se amestecă cu unt pentru alifiere și pentru și un gust mai bun. Mulțumim doamnei Irma și lui Emil pentru alivanca asta ochioasă. Mulțumim că ne-ați vizitat. Voi ați gustat? Acum nu. De fiecare dată trebuie gustat. Trebuie să gustă oaspeți întotdeauna. Încheiem... Periplul nostru prin Brașov, un oraș de făcut city break. Cum v-am spus, fiecare destinație este câștigătoare, pentru că voi ați votat acolo. Chiar dacă juriul a făcut o mică diferență, noi considerăm că fiecare merită să fie vizitată de toți românii și să fie urmărită. Pe Prima TV veți vedea fiecare ediție dedicată acestor localități, în fiecare sâmbătă, după amiaza, aventurile noastre din fiecare orășel. Sunt Gianina Corondan și cred în România! Marginea drumului am eu zdar în spate și vreau să văd de toate. Hai, hai, hui, pe marginea drumului n-am mai fost așa liber, mă simt aventurier. Emisiune răcorită de Ursus Cooler.